Oamenii sunt supărați pe administrația locală din Medjidia, care de-a lungul anilor le-a promis că străduța se va asfalta. S-au săturat să aștepte o rezolvare, mai ales că așa zisa stradă nu are trotuare, iar de asfalt nici nu poate fi vorba. În zilele ploioase, oamenii trebuie să meargă cu grijă și să-și care copiii în brațe pentru a merge la școală. Iau cizme de cauciuc în picioare și ies așa și petrec copiii, iau copiii în spate ca să nu se facă de noroi. Să ducă la școală curat la încălțăminte. Nu putem, toată apa unde a turnat domnul primar, a turnat asfaltul aici, dar aici a venit, a promis că toarnă. Și nu a turnat, nu s-a ținut de cuvânt. Câți copii aveți? 6 ani. Și merg la școală? Da, merg la școală aici aproape și este noroi pentru că nu pot să... Eu pe aici am ieșire. Și da, vă dați seama că școala e pompoasă, că copiii cu noroi în clasă sau pe coridorul la școală. Trebuie să-i ștergem, trebuie să... Că nu-i frumos, o fim noi cum o fi, dar nici chiar așa strimitem copiii de noroi la școală. E frumos? Rău, ia uitați ce piatră am adus eu aici, ca să am pot să trec și eu. O altă problemă a oamenilor care locuiesc la barăcile de pe strada Ciocârliei este cea legată de iluminat. Singurul bec ce lumina calea către locuințe nu mai funcționează de multă vreme. Nu ca să ne schimbe, dacă poate să fie. Am mai zis doamna nici atunci când a fost, când a făcut evacuare la ăștia și a trimis pe cineva a pus și pe urmă a mers seara dimineață, juca flama aia, din tabla aia, juca acolo așa. Reprezentanții administrației locale spun că situația din zonă este cunoscută. Da, știu, cunoaștem situația acelei alei pentru că acolo am avut o asfaltare și reabilitarea trotuarelor. A rămas să avem în vedere pentru primăvara aceasta când încep lucrările de reabilitare străzi și o avem în vedere și acea bucată rămasă neefectuată la vremea respectivă. Cu neajunsuri, probleme și nemulțumire, acești oameni încearcă să trăiască alături de ceilalți cetățeni ai municipiului Medjidia, însă pentru ca viața lor să fie decentă, au nevoie de fapte și nu de promisiuni.